piciorul sau doar semnul Oradea l-ai văzut pe dreapta? Bă, nu ne-a fost cu piciorul, ne-a fost nici cu gândul. Da, da, mă-n... Codruț, ce mi-ai spus înainte să vin? Că dacă o să fii într-o relație cu Alexandra, o să găsești un motiv și o să te desparți de ea și după câteva zile o să te îndrepți spre mine. Am vrut să mă joc cu tine, vreo problemă? Vino, spune tot ce ai de spus, să încheie subiectul, îți vezi de relația ta cu Alexandra și gata! Bă, dar ce aveți, băi, de 3 zile încoace aruncați-mă cu scaun? Diferența dintre mine și tine este că eu pot să-i țin după mine, în schimb tu ești, te tăbălești cu ei și... tot. Cine m-am tăvălit? Eu ia din cine. Ai ieșit vreodată din Oradea sau n-ai văzut? Sau doar semnul Oradea l-ai văzut? Vorbim de... Ai mai văzut altceva? Ce vorbești, mă? Ce? Nu ne-a fost cu piciorul, ne-a fost nici cu gândul. Da, mă-n... Ce să zic? Abar n-ai cum arată o vamă. Vii da, tu. Da, eu nu înțeleg ce vorbești, dar... Vii tu și vorbești care mai... a fost... Lasă, decât am fost în Oradea și am muncit și mi-am câștigat existența, n-am fost în Londra... Nu e evidență cu lucruri despre care nu le cunoști. Atâta timp cât vin tu vii și ne miluiești pe care noi de-a vin lucruri, cu lucruri și vorbesc ce vorbesc cu Alexandra și voi ne vin cu pe toate, nu știi ce mai deschide gura aici. Nu mai deschide gura aici. Și atunci. De ce mai ai pretenții de la noi? Și eu cum ce vreau eu? A fost subiectul de Ana Rares. Ce caut eu cu aia și tu? Am dreptul să-mi dau cu părerea. Deci omul că dar ce drept ai tu să-ți dai cu părerea când n-ai apărut de 2 zile pe sticlă? Când o să fii tu implicată, când o să zică cineva ție numele, vine și dă-ți cu părerea. Când n-ai apărut de 2 zile pe sticlă, vin și dai cu părerea. Eu apar când am eu chef. Tu apar când ai tu. Dar uneori mă mai lași pe băsul. Eu apar când ești pe mine, na? Mult. Bravo. V-am lăsat vouă. Vorbește, Codruț, vorbește. Ai zis că ne spui, hai că ne-am abătut de la subiect. Ai spus că ne spui Bravo. Adevărul, te ascultăm. Bagă și cealaltă. Dar ce, ești tu curioasă? Păi ai spus tu că Maria, încă am respect pentru tine, crede-mă. Mai eu am respect încă pentru tine, dar oprește-te. Oprește-te. Codruț. Mai poți? Te sună Olanda. Mai gata. Mă sună cine vreau eu. Olanda. Mă sună cine vreau eu. Citești ce vorbesc aici sau? Necesare. Cine te sună? Cine? Te mai super când te faci iubita ta, pentru că chiar ești, îmi pare pentru rău. Că... Codruț! Băi! Codruț! Băi, nu-i mai dau, n-are niciun rost. Ce mi-ai spus tu înainte să vin? Aleu! Dacă o să fii într-o relație cu Alexandra, o să găsești un motiv și o să te desparți de ea și după câteva zile o să te îndrepți spre mine. Am vrut să mă joc cu tine, o problemă. S-a găsit aia. Și că ți se dor de mine și că abia aștept să vin. Da. Bine, da, hai să vă rog. Da, cum vreau, mai multe. Diana, țin să te anunț, am vorbit multe chestii. Diana, nu te contrazic, că nu mai știu sincer ce am zis. Spune ce am zis, dar recunosc că am vrut să mă joc cu tine, vreo problemă. Ai față de... Atunci? Te joci vreo mai mare. Altceva Diana, altceva ce am mai spus. Atâta timp cât tu vii, vii și ești conștientă că mulțumită mie ești aici? Ești conștientă, da? Că mulțumită mie ești aici. Mamă, da? Diana! E famos! Băi, nu vorbiți! Băi, nu vorbiți! Taci, Mario, taci! Nu mai vorbiți, că nu ești acolo! Eu, Codruț și cu Alex știm ce s-a întâmplat. Habar n-aveți voi! Ăsta e respectul pe care... Diana, ăsta e respectul pe care tu mi-l oferi acum, da? Când eu te-am ajutat de când ești, te-am ajutat și nu te-am încurcat, da? Tu ai început cu acest joc de la bun început. Aia, am început cu acest joc de la bun început. Hai să încep, hai să încep. Da, i-am vrut să te aduc aici, așa? Și să fii... Și știi bine, că mulțumită mie ești aici, tu. Da. Nu? Nu? Nu ești, nu-i adevărat? Da, ba da. Nu? După și atunci... Asta înseamnă că... Dar cum adică încerci să spui... Tu tari... Din asta... Că ce? Ce, Diana, mai departe? Ce încerci să spui prin asta? Așa și recunosc? Recunosc că ai vrut să faci o relație. Da, am vorbit multe prostii. Nu mă contrazic. Nu mă contrazic cu tine pentru că nu mai știu ce am vorbit. E promis că nu o să mă dezamăgesc. Diana, e posibil ca tot ce ai zis tu. Și alea două zile în care ai stat acasă, ai stat cu mine. Codruț, i-ai scris vreodată te iubesc, Diane? Ce să-i scriu? Te iubesc. Păi tu ești... Codruț, de ce o dai, băi, jigniri? Te iubesc? Da. Scris? Ce nu? Dar mă disperă de te iubesc? Am spus, da. Diana, te iubesc? Da.
De-aia iubesc, am văzut o să vei, da. Eu pe tine. Ce ai zis, Dana? Ce mă face Alex pe mine? O iubesc și că ți-e dor de ea. Tu mi-ai cerut asta să mint pentru și eu mințit. Că nu vezi când are ce să mă. Acum a zis, e posibil să-i fi spus toate chestiile. Eu nu mai țin minte, de-aia nu mă contrazic. Da, am zis, vreo problemă? Ai tu ceva cu asta? Ce ciudă că nu te iubesc pe tine? Așa, tu de ce mă faci dacă e adevărat? Tu aveai de gând să faci cu mine aici o relație și acum am venit și o întorci la 190 de grade. Lasă-mă, Maria, tu ai zis că... Maria! Te-am întrebat. Maria a zis că vorbești. Maria, îți dau eu... Când o ștergi, o să te... Bine, bine! Cine ești pădrus, te-ai transformat? Ce? Da, Diana! Tine. Altceva mai vrei, Diana? Da, am zis tot, da. Hai, lasă să vorbească, bași cu mine. Îți mincinos, mi-asum. Ai zis... Mie nu-mi place de rare. Aia, mai vreți altceva? Am vorbit cu Andreea și am întrebat-o. Eu ți-am spus ție că îmi place mie de rare. Mai... Nu nici băi, de aseară am vorbit cu fata aia amândoi și-o recunoscut că ai zis. Am dovezi, aseară mi-a spus fata respectivă. Am dovezi. Diana, și eu am dovezi, fata mea. Dovezi mai multe decât ai tu. Ai dovezi că fata mi-a zis. Dacă îmi place, spuneam-o. Lasă-mă să vorbesc. Am dovezi. Ai dovezi pentru că fata m-a sunat și a zis că tu i-ai scris. Și eu i-au zis, băi, vezi că am zis asta, că n-am vrut să apar și eu pe acolo. O să-i transmite că am... Eu știu, ai vorbit pentru că fata m-a sunat și a zis, a zis de ce mi-ai pronunțat numele în emisiune. Diana, m-a sunat și a zis, nu, că mai ești de aia, te-am pus de altfel nu te puneam. Și te-am luat la dans că nu era codruț. Diana, pământul către Diana, auzi Diana? Diana, m-auzi? Rareș! Lasă-mă, Nicos, Diana, m-auzi? Spune. Ți-am zis, fata, mi-a zis că i-ai scris. Și mi-a zis în felul următor, de ce mi-a pronunțat numele în emisiune? Aseară am vorbit cu ea. Aia aseară m-a sunat pe mine. Aseară am vorbit și noi cu ea. Și mi-a zis, fata, vezi că mi-a scris Diana, de ce mi-a pronunțat numele în emisiune? Am zis că nu am zis așa ceva, pentru că nu vreau să mă bage în conexiune și să afle lumea și de mine. Codruț! Deci eu mint aici, sau voi minți? Și Rareș? Codruț! Da, Alexandru. Te-am întrebat astăzi dacă ai vorbit cu vreo cineva la telefon, tu ce zici? Dacă am vorbit eu chiar nu. Dacă ai vorbit cu vă fată la telefon, tu ce zici? Nu știu ce încercați voi să faceți, ce o să asta credeți că o să rezolvați cu asta. Păi aseară, te-am întrebat. Te-am întrebat astăzi de dimineață. Alexandra, încercați odată și asumă. Alexandra, tu înțelegi, era fata, o sunat fata și mi-a zis, de ce ai zis lui Diana, nu, mint. De ce ai zis în emisiune chestiile pe care ți le-am zis eu? De ce Diana m-a sunat? Am nu, dat Diana mi-a scris și i-am zis că nu am zis pentru că nu vreau să ieși și eu să fiu și implicată. Dar are și are screen-uri în care Diana recunoaște. Ce aram ai dat tu pe față? Am dat arama că Codruț minte și că nu aveți dreptate. Ok, și cu mine ce ai? Ce aram ai dat tu pe ce minte? Codruț, Codruț, ai avea un pic cine unul față de celălalt. Știi tu foarte bine ce zicea de mine înainte să vin, așa că mai taci. Zici, aveai, ce ai cu mine, fata mea? Codruț o recunoscut acum, Codruț nu minte. Tu ai fost frustrată că ai venit și te-am băgat în seamă. Da, acum te-ai luat și tu după fete. Nu te mai băga în ceea ce nu te. Așa că ți-am spus ăsta, îi mulțam că te-am adus și așa. Da, bine, mulțumesc. Asta ți-i mulțamul. Tu ai intrat în acest joc de la bun început și le-am întrebat, băi, frate, să fac top 1. Să te pun doar pe tine, nu? Că după aia o să fie prea evident. Da, dar vezi, atâta timp cât tu vorbești doar cu vorbele, nu... Ești convingătoare, pentru că eu zic altceva, tu zici dar am foarte mare, da, ziceți unul pe altul. Nu știu de acasă toate lucrurile astea care urmează să se întâmple. Și faptul că a venit să fac chestiile astea și să se dea unul de pe, cu celălalt. Nu știu, doar cu drut cu Diana să dau unul. Mă, păi el. Hă? El mi-a spus mie că asta urmează să se întâmple. Înainte de a intra Diana în casă. Adică și Codruț e băgat în toată chestia asta. Da. Pentru material. El mi-a spus mie că asta urmează să se întâmple. Ce se întâmplă acum în casă. Tocmai de asta eu tac și nu zic nimic. Și tocmai de asta ți-a zis că Diana o să rămână până la urmă cu Codruț. Păi de unde ești tu așa sigură că Diana o să rămână cu Codruț? Vede? Bine că, în afară de faptul că mi s-a zis că e cam prostuță... Cine? El ți-a zis că e prostuță? N-am zis că e. De cine? Cineva. Rareș? Hmm? Dar mai devreme a afirmat și Rareș că... A spus că e cam prostuță și nu prea o duce capul. Și chiar se vede că nu duce capul deloc.
George l-a înjosit pe Codruț. Cu ce l-a înjosit pe Codruț? Cu ce? Că tu ai fost prima care l-a înjosit pe băiatul ăsta. Alexandra îl face pe Stalia și șterge cu el pe jos prin gală, mă scuși, Codruț. Și vine Alexandra și spune că da. Face George ce face da. La Alex, gală de bravo, 3 ori. Asta am spus și eu. George și Mona și tot așa. Asta e problema, okay. Mădălina. De când ai intrat? Păi sunt din nou pot... prieteni, puțin mă interesează. Acum nu mai este George și Mona, e George și Mădălina. Mădălina, te rog frumos, controlează-te, pe bune. Te-am lăsat și te tu, rog, te rog, și tu controlează-te. Tu ai glume cu mine, mă, de când ai tu glume cu mine? Dar de ce nu aș avea glume da cu tine? Dar de ce? Dar ți-am permis eu să ai tu glume cu mine? Da, cine ești tu să nu am glume cu tine? Poți să am glume cu oricine. Deși Alexandra se bate cu pumnii în piept că ea își dorește un bărbat adevărat, de fapt ea nu își dorește acest lucru. Ea vrea un bărbat pe care poate să-l controleze. Ei bine, un bărbat, pe un bărbat adevărat nu ai cum să-l controlezi niciodată. Romeo, crezi că al nostru Codruț este un bărbat ușor de manipulat? În fața Alexandrei, da. Ce m-a nervat aia. Aoleu, s-a ridicat tensiunea, dar ce o jignești? Mamă, iar aia. Da, aia, da, ce ai mai zis iar? Tu ai jignit-o. Aia, da. Dar nu pe aia. Uh-huh. Ba da, zici Maria. Aia. Ai zis să-i dau cu ce Maria. Să zic? Spune. Ce să mai zic? Ce ai zis iar de m-a pus pe conexiune cu tine? Ce ai comentat? Eu n-am comentat, mă. Spune, ce ai zis? Eu n-am comentat nimic, așa că comentez, comentez de tine și dacă vreau te băga pe tine. De mine a comentat. Da, ai înțeles? Păi n-ai zis de aia. N-a comentat că Drut, eu am întrebat-o de ce. N-a. De ce n-ai vorbit tu, Alex, cere tot respect și spă conexiune, dar momentul. De cine ai înțeles? Mai înainte. Asta că tu ai avut respect pentru mine, ca să vezi. Acum nu am comentat, dar dacă vreau să comentez, comentez de câte ori vreau eu. Comentează, spune. Ce să mai spun? Mai spun mâine și iar, pe mâine mai iar Maria, tu ce ai zis? Mai este o săptămână. Au zis băiețe că m-ai înjurat și am zis lui Maria. Da, te crezi în stare? Da, ce? Te crezi în stare? Da, spune-mi și mie. Nu-te așa în oglindă, analizând situația și pe mine. Da, uită-te un pic, bă. Te crezi tu în stare? Băi, faci asta vreodată în viața ta? Că zici că ești venită în cimitir. Poftim? Deci zici că ești venită din cimitir. Nu contează de unde, nu poftii, de unde sunt venită. Nu poftii că ți s-a pleacă ție. Bine, nu contează wow. De unde bine, sunt venită. Bine, că tu ești obișnuită să te apleci, că ștergeai geamurile. Da? De acolo jos, ștergeai geamurile. Unde ștergeam mai geamurile? Bă, haideți, bă, că se oprește asta. Da, ce vorbești dacă nu pe care, pe care, dă. Bravo, Marele, hai că subiește bune, acum mai înainte. Geamuri ai șters tu și sunt convinsă că ai făcut și o, Alexandru, mai grea. Nu învinui și că a vorbit deplasat de lucruri care nu le cunoști. Ai șter rău de tot. Am alea terminat. Nu ca al tău care l-ai avut tu cu... Continuă. Cu asta, dacă vrei să te înjură într-una și de astea, continuă, spune. Dar tu crezi că mie îmi pasă, mă, Codruț, din jurăturile tale? Păi atunci vii să ce? Tu crezi că mie îmi pasă? Ca să ce? Tu crezi ai ceva constructiv de zis sau n-ai? Altceva tu nu poți să scoți pe gură decât în jurătura ta. Am văzut. Aia, Maria, vă mulțumim. Ai ceva constructiv de zis. Maria, răsim cu Alexandru, ai supărate pe noi și vorbiți voi cu noi, nu ele. Vă mulțumim. Ce? Sunteți genial. Vă mulțumim că vorbiți voi cu noi și nu lăsați fetele să vorbească cu noi, care sunt interesate de subiectul ăsta. Dar vorbim voi, dar nici o treabă n-aveți cu subiectul. Vorbim noi. Vorbește! Care e problema ta dacă vorbim noi? Am fobie. Da, ai bravo. Fobie, ai fobie. Faci ce vrei, nu? Faci ce vrei, răspunsul. Ce? Ieși afară dacă te scârțim, da? Nu bravo. Aia, că tu în ultimul... ce vreau și vorbesc despre ce timp... vreau eu. Hai că bravo. Vin în față, în ultimul timp ai vorbit mult. Fac ce vreau și vorbesc despre ce vreau. Ce vrei și... Da. Ce să vorbești cu ea, mă? Mai mult ca tine oricum am vorbit. Ce ai făcut? Mai mult ca tine oricum am vorbit. Ai făcut, ai avut relații și ai... Da, am avut și relații. Nu, că tu lasă ai relații. Lasă că ai avut relații. Tu, despre ce vorbim. Ba, dar am avut relații, dar tu nu ai avut. Maria, că ai avut tu relații. Băi, o lună în clasă, bă! Venea unul să spune... Dacă venea unul să spună vreau pe Maria, gata, Maria era ștaz. Ce? Ce? Nu te-am auzit. E vitamina care... Codruț, măcar am avut relații, dar tu ce ai avut? Ce relație ai avut tu? Păi eu am avut o relație. Pe Facebook, de prietenie, ce relație ai avut tu? Nu, relație, dar tu? Dar tu ce relație ai avut? Și l-a avut numai acum. Ce relație ai avut? Aia am avut și am și acum. De trei ce relație? Ce a zis Diana? Ai zis că are că sunt relație. V-ați împăcat, Alexandru? Poți să spui și mie cum se numește relația voastră? Că iubita ta nu vorbește cu mine. Îi mai deșteaptă. Nu-ți dă culo. Cum se numește relația voastră? Ce? Cum se numește relația voastră? Asta în televizor. Relația...
Relație de ce? Relația e... De ce? Relație de... De? De ce? Nu, continuă! Nu mi-e relația ta. Păi zi! De 3 sezoane. Care relație de tu. Ce? Relația ta, care ai avut-o tu de 3 sezoane. Eu am avut o relație, măcar a mea a fost pe bune, dar voastră... A, mi-a spus! Nu mi-a spus că a fost pe bune. Adevărat? Da. Măcar a mea a fost pe bune, dar a voastră condus. A fost pe bune aia, da. E pe bune afară, cu bocanul, e afară. E pe bune, a chevolo da. Când era într-o relație cu mine, nu mă ajungă pe la hoteluri, cum mă faci aia tu? Atât, ham. Ai auzit? În rest. A chevolo când era într-o relație cu mine, la hotelul, cum mă faci tu? A, dar ce, eu îmi la hotel? Ai tu știi ce faci? Mai auzit tu? Știi tu ce făcea la chevolo aia? Auzit tu? Cum vorbești tu de iubita ta? Întreabă băiețul cum am vorbit. Cum vorbește? Cum am vorbit eu? Întreabă băieții cum am vorbit. De mine. Izabela. Și de alte persoane. Oprește-te că știi foarte bine despre ce e vorba. Păi da, George, și tu nu te înțeleg. Acum, cu ce te bagi? Uitați să-l menționez pe George. Bine, George! Bravo! Bă, deci vine ți-o apărarea ieri acolo în casa fetelor. Vorbesc cu Diana. Bă, dar și acum ce am zis? Vorbesc frumos. Acum am zis, da. Am ajuns în George. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.